Doamnelor, domnilor, bună seara, bine v-am regăsit la punctul pe azi. În această seară discutăm cu deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Oazu Nantoi. Bună seara, domnule Nantoi, bine ați revenit. Bună seara. În platoul TVR Moldova este prezent și Alecu Răniță, semnătar al Declarației de Independență a Republicii Moldova. Bună seara și bine ați revenit seara. Și dumneavoastră. Bună seara, bine v-am prin găsit. Skype de la București discutăm cu politologul Cristian Părbulescu. Bună seara. Da, domnilor, în această seară mi-am propus să discutăm câteva subiecte, dar pentru început aș vrea să ne referim la acea criză a migranților pe care o vedem cu toții în această perioadă, la granița dintre Belarus și Polonia. Domnule Părbulescu, propun să începem discuția cu dumneavoastră. Pentru început aș vrea să vă întreb ce se întâmplă în opinia dumneavoastră acolo, care e situația și care pot fi consecințele. Mai poate fi depășită această criză și dacă este o criză? Este o criză în măsura în care una serie de probleme care trebuie să rezolvate și este o repetare la altă scară a crizei din 2015. Dar există diferență între aceste două crize? Există diferențe evidente. În 2015, Turcia și Rusia au încercat să pună Uniunea Europeană într-o situație dificilă, dar atunci exista și o resursă a migrației. Rusia bombarda Siria, era vorba de refugiați, care însă erau bine triați de către Turcia și trimiși organizați spre Europa. Întâmplarea face că în perioada respectivă eram președintele grupului pentru migrație și integrare din Comitetul Economic și Social European și am făcut vizite în Grecia, am fost în Lesbos, am fost la granița cu Macedonia, am urmărit fluxurile migratorii de atunci și a cei care erau prezenți, erau într-adevăr migranți în general, refugiați din fața bombardamentelor ruse. Acum asistăm la un cu totul alt experiment în care Lukashenko și Putin încearcă să pune Europa într-o situație imposibilă, în primul rând pentru a dovedi lumii întregi că Europa este incapabilă să își păstreze valorile. Și atacul împotriva Poloniei nu este întâmplător. Polonia nu este cea mai democratică dintre statele europene, deci provocarea la granițele Poloniei pune o serie întreagă de probleme, se vorbește foarte mult de lipsa de transparență, de probleme de comunicare, pentru că trebuie să o recunoaștem ca imagine, suferința acelor oameni care sunt instrumentalizați de către guvernul de la Minsk este dramatică. Oamenii aceia suferă, oamenii aceia mor, oamenii aceia își doresc să ajungă în Uniunea Europeană pentru că este paradisul la care speră și să lovesc de granițele Uniunii Europene. Imaginea unei Europe fortărețe nu este deloc favorabilă Uniunii în momentul de față și ceea ce se încearcă, atunci declarațiile pe care presa astăzi le prelua atribuindele lui Putin, este să se mențină această presiune permanent. O punem și în legătură cu situația gazelor, cu situația generală de acum și vedeți că nu suntem într-un moment fericit. Deci este o formă de război hibrid. Pe de altă parte, trebuie să fim conștienți cu toții că migrația este un fenomen normal. Vorbim de 10 de milioane, 70-80 de milioane de oameni care sunt obligați în fiecare an să-și părăsească domiciliul, cei mai mulți din cauza schimbărilor climatice. Nu putem să o oprim, trebuie să o gestionăm și pentru asta e nevoie de foarte multă inteligență, dar și de cooperare în interiorul Uniunii Europene, ori din păcate pe această temă cooperarea nu prea a mers în ultimii 7 ani. Domnule Părbulescu, haideți să reamintim telespectatorilor cum au ajuns acele mii de migranți la porțile Uniunii Europene, la hotarul dintre Polonia și Belarus. Transportați din țările lor, dar foarte probabil nu avem încă foarte multe date. În orice caz, noi nu am putut intra în contact cu ei ca să refacem exact drumul, dar din câte înțelegem, este vorba despre oameni care au fost preluați din Irak, din Siria, transportați cu avioanele la Min și apoi cu autobuzele și camioanele la granița poloneză, pentru a li s-a fluturat posibilitatea de a ajunge în Uniunea Europeană, care au fost masați acolo pentru că nu e așa. Lukashenko trebuie să facă presiune asupra Europei
Și Putin folosește foarte bine această situație. Deci vorbim despre linia aeriene rusești, turcești și din Emirate, care au transportat aceste sute de oameni. Vorbim de oameni care au plătit aceste lucruri, aceste drumuri. Să știți că de fiecare dată oamenii aceștia plătesc, sunt niște călăuze care îi îndrumă și îndreaptă în acea direcție, dar ca și în 2015 și acum vorbim despre implicarea unor state. Atunci, în 2015, știți cum s-a întâmplat? Au fost 1 milion de migranți. În urma negocierilor dintre Donald Tusk și Recep Erdogan, au încetat dintr-o dată în februarie 2016 contrabani. Acum Lukashenko și Putin vor să oblige Uniunea Europeană și statele membre să negocieze cu regimul de la Minsk, ceea ce înseamnă că ar trebui să recunoască legitimitatea unei puteri despre care știm foarte bine că s-a instaurat prin forță, să recunoaștem că o dictatură care a fraudat alegerile poate să funcționeze. E o situație imposibilă. Da, domnule Nantoi, în spatele acestei crize a migranților stă doar regimul dictatorial de la Minsk sau există și altcineva în spatele, în spate care orchestrează această criză? E un nou element al războiului hibrid, utilizarea migranților? Exact, ați anticipat prima frază care am vrut să o spun, că este vorba de un nou element al războiului hibrid declanșat de doi autocrați împotriva valorilor Uniunii Europene. O mică precizare, acești potențiali migranți, ei nu doresc să ajungă în Uniunea Europeană, ei doresc să ajungă anume în Germania. Deci e vorba de migranți, să spunem așa, economici, nu știu cum de spus. Nu e vorba de salvarea vieții din situația când mulți din ei au plătit bani grei pentru a ajunge în Belorusia și pentru a încerca să intre prin Polonia în Uniunea Europeană. Deci domnul Lukashenko a pierdut orice independență în raport cu Vladimir Putin și eu consider personal că acestea sunt niște acțiuni orchestrate. Deci Lukashenko este un executor docil și, într-adevăr, și Putin și Lukashenko doresc să pună în situația Uniunii Europeană ca Uniunea Europeană să inițieze un dialog cu Lukashenko, care nu este recunoscut în calitate de președinte legitim, în scopul aplanării acestei crize. Noi știm că deja doamna Merkel, care este cancelar, nu știu încă, suspendat sau cum, deci, dar a vorbit de 2 ori la telefon, s-a auzit că Uniunea Europeană este gata să acorde niște bani pentru aspectul umanitar al acestei crize. Dar aici noi vedem că noile țări membre ale Uniunii Europene, da, sunt de rapaje cu democrația și în Ungaria, și în Polonia, și probabil și în Statele Unite. Deci democrația nu este un ideal care undeva este... Nu este perfecțiune democratică. Da, da, da. Dar aceste țări deocamdată demonstrează determinare pentru a nu permite realizarea acestui scenariu. Realizarea scenariului care face parte din război hibrid. Și sigur că există aspectul umanitar când televiziunile nouă ne demonstrează copii mici care ne relatează că iată, un copil de 2 ani a murit, iată, a fost găsit un mort acolo, nu știu ce, frig, mizerie, în Belorusia acum nu este cea mai confortabilă starea vremii, etc. Dar oricum, acești oameni au fost amăgiți, lor li s-a promis, ei s-au lăsat amăgiți și acum ei au nimerit în această capcană când ei devin vârful de lance a acestui atac din domeniul războiului hibrid. Situația este dramatică din punct de vedere umanitar, dar cel mai grav este că în spatele acestui dramatism umanitar se ascunde cinismul acestor doi lideri autoritari. Dar o precizare. De ce acei migranți nu pleacă în Rusia, de exemplu, da? Dacă vor să se salveze? Întrebarea este foarte bună, dat fiind faptul că aici nu este vorba, din câte eu înțeleg, nu este vorba de salvarea vieții. Așa s-a întâmplat că în noiembrie 2015 eu am fost în Germania și am văzut Germania șocată, deoarece în fiecare zi pe teritoriul Germaniei veneau 10.000 de refugiați.
Asta în condițiile bombardamentelor, eventual se vorbea despre atacuri cu armament chimic, cu, deci oamenii își salveau viețile. Noi știm că milioane de refugiați și-au găsit refugiu în Turcia, deci Uniunea Europeană a plătit bani grei Turciei pentru ca Turcia să încerce să-i menține pe teritoriul său. Atunci, cu adevărat, a fost o catastrofă umanitară, un război de proporții, oamenii își salvau viețile și atunci, totodată, erau multe semne de întrebare de ce printre cei refugiați erau bărbați în floarea vârstei, cu telefoane mobile, performante, etc., care, deci, deloc nu arătau ca jertfe. Asta este realitatea pe care noi o trăim, că Uniunea Europeană, în opinia mea personală, care a trecut prin drama celui de-al doilea război mondial și este purtătoarea unor valori, deci acum este nevoită să reacționeze la niște atacuri din domeniul războiului hibrid, care cinic exploatează aceste valori ale Uniunii Europene și care acești lideri autoritari care atacă Uniunea Europeană, deci tratează cu dispreț aceste valori. Ei le consideră slăbiciuni. Și iată, este ceea ce este. Da, domnule Reniță, Lukashenko, așa cum spunea și printre altele și domnul Nantoi, a devenit un instrument docil în mâna lui Vladimir Putin, prin intermediul căruia se încearcă destabilizarea liniștii și păcii la hotarul Uniunii Europene? Da, cred că oricine cunoaște cât de cât, hai să zic eu, dedesubturile războiului hibrid, își dă prea bine seama că Lukashenko nu poate lua singur nicio decizie. Chiar dacă am ascultat opinia unui fost ministru de externe dintr-o țară a Uniunii Europene, care spunea la o emisiune ieri că când Lukashenko a încercat să atingă de conducta de gaze, Putin i-a făcut din deget. Eu cred că scenariul este foarte bine pus la punct și părerea mea este că Lukashenko nu-și permite nici să strănute fără aprobarea Moscovei și trebuie să, la fel să spunem că Uniunea Europeană, în genere, ea este foarte departe de instrumentele perfide ale războiului hibrid. Foarte mult, nu mai zic la nivel de societate, că e vorba de instituții ale Uniunii Europene, încă multora nu le vine a crede că există asemenea metode și de aceea este un avantaj mare pentru Uniunea Europeană că acolo se află, de exemplu, cele trei state baltice, se află Polonia, România, Bulgaria, țări care au fost unele în lagărul socialist, altele chiar au fost în închisoarea sovietică și cunosc foarte bine diferențele uriașe dintre ceea ce se spune și din ceea ce se face în realitate. Să ne amintim că practic până prin anii 30 și ceva, nimeni în Europa nu credea că Uniunea Sovietică este împânzită de gulaguri. Credea că toată povestea asta este inventată de dușmanii imperialismului mondial și nu are nicio acoperire. Vedem că ceea ce s-a întâmplat după prăbușirea Uniunii Sovietice, noi nu o singură dată am încercat să spunem și am spus-o foarte sincer că lucrurile nu stau așa cum s-a afirmat, că gata, s-a încheiat războiul rece, vine pacea universală, Europa o să fie o casă pentru toți, o să trăim într-o armonie, cam ceea ce ne amintea și de sloganurile Uniunea Sovietică, bastionul păcii. Ei, n-a fost așa și, dacă vă amintiți, a fost suficient ca criza din 98 să genereze resurse mari financiare pentru Federația Rusă din ceea ce vindea petrol, gaze și în 2008 ne-am trezit cu război în Georgia. Clar că propaganda și toate elementele războiului hibrid au întors că Saakashvili a declanșat războiul și când lucrurile au început să fie puțin studiate, iar 2014, când a fost anexată Crimeea, tot mitul ăsta
că Rusia este din toate părțile înconjurată, nu există niciun stat care să nu vrea să atace Federația Rusă și nu invers, lucrurile au început să fie studiate. Este o chestie bună, inclusiv coridoarele mari ale migrației care au fost în 2015, dincolo de marele nenorociri individuale și colective, ele, multe din ele au fost dirijate și să nu-și facă nimeni iluzia că acele milioane de migranți nu aveau niște călăuze bine plătite și bine, cum să zic, dirijate din umbră. Deci, de ce zic aceste lucruri și o mică incursiune? Ca să se înțeleagă, noi trebuie până la urmă să putem să însușim niște lecții, fiindcă nu există azi un proiect mai viabil pe care trebuie să-l apărăm ca Uniunea Europeană. Deci Uniunea Europeană este cu adevărat un proiect care oferă și garantează nu numai prosperitate, dar și pace, cel puțin pe mai mult de jumătate de Europa, ceea ce înseamnă foarte bine aici unde există foarte multe probleme seculare și așa mai departe. Acum, ceea ce am observat după prăbușirea Uniunii Sovietice, acest proiect atractiv care este Uniunea Europeană, el trebuie dezagregat, fiindcă nu poți să lupți ca să oprești pe Ucraina să ducă spre Uniunea Europeană sau Republica Moldova sau Georgia. Toți vor să ducă spre Uniunea Europeană. Ei, și atunci trebuie dezagregată Uniunea Europeană, fiindcă până azi nu am auzit încă toate documentele să fie aduse în spațiu public cum s-a produs, de exemplu, Brexit-ul. Fiindcă și Brexit-ul, dacă vă amintiți, a fost acolo foarte multe frământări, inclusiv în interiorul societății britanice. Și noi lăsăm foarte rapid, uităm de la un subiect, trecem la altul, dăm vina pe Uniunea Europeană, înghițăm niște mituri care vin dinspre toată mașinăria asta propagandistică, că toată Europa e plină de homosexuali, toată Europa e plină de oameni degradați și așa mai departe. Și lucrul ăsta noi îl observăm, fiindcă avem un avantaj, cred, mare. Cunoscând bine limba română, noi vedem câtă propagandă se face și din dreapta Prutului, chiar dacă lumea e destul de reticentă la aceste mituri, dar de asta și zic că trebuie să fim foarte atenți. Belorusia este o nouă testare a viabilității proiectului european. Acum, într-adevăr, ei vor ca să, cum să zic, să umilească Uniunea Europeană ca să negocieze cu un dictator. Domnilor, dar care e problema? Poftim, Lukashenko este, duceți și discutați. De aceea, dincolo de marele drame care se produc la frontieră, noi trebuie să înțelegem că în spatele frontierii se află jumătate de miliarde de oameni. Uniunea Europeană are azi peste 500 sau în jur de 500 de milioane de cetățeni și noi nu putem să punem în pericol toată construcția europeană, fiindcă astfel dorește Federația Rusă. Proiectul de a dezmembra această Uniune are, cum zic, un autor sau mai mulți autori, dar el este promovat intens printr-o sumedenie de instrumente, inclusiv cele care nu se cunosc și cele care sunt cunoscute, de aceea e suficient, cine vrea ca să se convingă, să uite ce a scris azi, de exemplu, Sputnicul din Republica Moldova. Noi care încă nu am ieșit bine din acest incubator sovietic și uitați-vă cum au atacat și Uniunea Europeană și Republica Moldova, care nu este recunoscătoare pentru toate, hai să zic eu, bunurile pe care le face Federația Rusă pentru Republica Moldova și multe, multe alte chestii, și asta e timp de 30 de ani. Deci noi, dacă nu oprim o parte din aceste modele, noi singuri devenim victime și promovăm mai departe această sărăcie, această
dezorientare generală și inclusiv a societății moldovenești. Da, așa este, din păcate, propaganda e ca la ea acasă, propaganda rusească aici în Republica Moldova, dar sper că reușim să revenim și la acest subiect. Domnule Părvulescu, în spațiul public am văzut inclusiv opinii potrivit cărora această criză, acest element, acest război hibrid orchestrat de Moscova prin intermediul lui Lukashenko ar fi de fapt o încercare a Kremlinului prin intermediul Minskului de a distrage cumva atenția de la masarea unor trupe rusești la hotarul cu Ucraina, în special în zona de est a Ucrainei. Cum vi se pare această ipoteză? În primul rând, NATO confirmă prezența militară, Ucraina, Kievul confirmă prezența militară rusească nu numai la granița cu Ucraina, ci chiar pe teritoriul ucrainian, în așa zis, așa proclamat, așa zisele teritorii separatiste. Deci situația poate să fie asta. Știți că războiul hibrid nu a început acum. Războiul hibrid este o manieră în care Rusia încearcă să-și destabilizeze adversarii. Deci evident că alegerile din 2016 din Statele Unite ale Americii, referendumul pentru Brexit, alegerile din Franța, alegerile din Germania, au fost părți ale acestui, cele din România chiar, ale acestui război hibrid. Pe de altă parte, Rusia nu are resurse inepuizabile. Folosește iarna pentru că este un moment în care resursele sale sunt mai importante. Pentru Statele Unite ale Americii, Rusia nu este un adversar de talie. China este un adversar important, pentru că China are resurse economice imense. Rusia este o țară relativ săracă în ceea ce privește produsul intern brut pe cap de locuitor. Rusia este în urma României. Să nu discutăm despre țările din Europa Occidentală. Tânjește după această bogăție. Putin tânja și dorea să fie egalul liderilor europeni, dar pe de altă parte dorea și să rămână etern la conducerea Rusiei și atunci a fost nevoit, datorită culturii sale caghebiste, să meargă pe linia războiului hibrid, care este doctrina oficială a armatei rusești. Mie mi-e frică însă că acest război hibrid care se desfășoară acum la granițele între Belarus și Polonia riscă să devină un război în toată regula. Pentru că nu întâmplător a fost aleasă Polonia. Polonia este o țară lipsită de experiență, cu un naționalism extraordinar de puternic. Doar în urmă cu o săptămână străzile Varșovii au fost umplute de zeci de mii de naționaliști pe care putem asemăna fascismului, și reacția în asemenea momente poate să fie una extraordinar de nervoasă. Eu cred că Rusia vrea să provoace tulburări la granița cu Belarus pentru a putea să facă și alte operațiuni. Nu realizez exact care. Deja vă vorbeam despre șantajul cu gazul, care e important, cu prețurile gazului, nu doar în Republica Moldova, știți foarte bine, în întreaga Europa sunt foarte mari, inclusiv în țări care nu depind direct de gazul rusesc, dar cum prețul se stabilește pe bursă și cum crește gazul, prețul gazului rusesc, crește și prețul gazului norvegian sau algerian, ca să vă dau exemple. Nu prea avem alternative și e foarte important să înțelegeți momentul. Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, și-a propus să pregătească Europa pentru această tranziție verde. Asta înseamnă că în câțiva ani de zile, dacă suntem consecvenți, nu o să mai avem o dependență atât de mare de resursele energetice din Rusia. Asta înseamnă că atul pe care Rusia îl are în raport cu țările noastre scade. Deci presiunea pe care o face Putin este una nu doar tactică. El încearcă în momentul de față să spargă unitatea europeană. Și stă la începutul iernii, stăm în noiembrie. Situația riscă să devină foarte, foarte complicată și sigur încercăm să anticipăm mișcările pe care le face. Nu știm cât de departe merge, dar eu sunt dintre cei care cred că atunci când vorbim despre Vladimir Putin, nu mai vorbim despre o persoană rațională. Deci nu mai putem să intuim mișcările prin analiza rațională. Pentru că de multe ori sunt mecanisme psihologice
care intervin aici și care, legate și de fosta tradiție sovietică, fac activitatea de cădină foarte tensionată. Suntem într-o situație probabil la fel de gravă ca cea din timpul crizei rachetelor din 1962 din Cuba, când știm că am fost în pragul unui război. Atunci a riscat să fie un război nuclear, dar suntem în pragul unui război. Rusia nu întâmplător a atacat în Siria, este prezentă peste tot, încearcă să intervină acum în Mali, în întreaga Africa centrală, sigur, prin echipele Wagner, dar știm foarte bine că în spatele lor stă tot regimul Putin. Deci Rusia încearcă să devină foarte activă militar și să producă cât mai multe conflicte pentru a-și pune adversarii. Eu sunt convins că Putin crede că noi suntem adversari, pentru a-și pune adversarii într-o situație imposibilă și a-i obliga să negocieze umilință cu el. Da, domnule Nantoi, poate merge atât de departe Vladimir Putin, nu mai există niciun pic de rațiune în biroul său de la Kremlin? Prin această criză poate fi provocat un conflict în toată regula, un război în toată regula? Eu nu cred că Rusia lui Putin dorește un război în toată regulă, în situația când jumate de Londra este cumpărată de oligarhii ruși și toți copiii și nepoții lor tot acolo trăiesc. Da, eu consider că, pe de o parte, deci Vladimir Putin își rezolvă problemele interne, deci este nevoie de chipul dușmanului extern pentru a se răfui cu opoziția și deci de a prelua controlul total asupra, de a renunța la orice jocuri de democrație pe interior. Pe de altă parte, da, eu mă strădui să urmăresc ceea ce se întâmplă, de exemplu, în relațiile dintre Federația Rusă și Ucraina. Și acolo sunt nevoiți să constat că nimic nu este definitiv și nimic nu este pozitiv. Vreau să citez pe Sergei Lavrov, care la 28 aprilie 2021, într-un interviu, a declarat aproximativ următoarele. Eu consider că trebuie să-l ținem în cârlig pe domnul Zelenski și echipa lui, care pot să se zvârcolească cum vor. Deci cârligul este acordul de la Minsk, da? Tot așa cum la noi 5+2. Și cine a dorit, a citit articolul din 11 iulie curent, semnat cel puțin în două limbi, în limba ucraineană și în limba rusă, semnat de Vladimir Putin. Și ideea este foarte simplă. Este negată existența poporului ucrainean, este negată legitimitatea actualei conduceri a Ucrainei și recent, la ieri sau pare mi se că la colegiul lărgit al Ministerului de Externe, Afacerilor Externe a Federației Ruse, deci s-a declarat foarte clar că deci Rusia insistă asupra federalizării Ucrainei. Bună ziua, memorandumul COSAC. Deci, ei nu inventează nimic nou. Călăpodul e standard în spațiul ex-sovietic. Același statut de neutralitate, da? Adică transformarea Ucrainei într-o zonă tampon, zonă gri, sub controlul Federației Ruse, cu renunțarea la suveranitatea Ucrainei. Deci, lucrurile sunt destul de grave, dat fiind faptul că atunci când crește tensiunea, nimeni nu știe unde poate să sară scânteia. Să nu uităm că concomitent cu criza migranților în Belorusia au avut loc și aplicații militare cu avioane de bombardament. Tupolev. Deci, da, au avut loc și aplicații cu trupe aeroportate, deci la distanță oricare de la frontieră cu Polonia. Noi vedem cum crește tensiunea în bazinul Mării Negre și cum Rusia de fapt a preluat controlul asupra Mării Azov, deci blocând o parte din potențialul economic al Ucrainei. Dacă nu greșesc, există tensiune și în Bosnia-Herțegovina? Acolo da, dar eu vreau să atrag atenția la ceea ce este mai proaspăt și mai aproape de noi. Două săptămâni în urmă, Rusia a interzis tranzitarea cărbunelui contractat din Kazakhstan în Ucraina. Iar ieri, la 18 noiembrie, Belorusia a anunțat că nu livrează curent electric promis în Ucraina, unde este o criză energetică din cauza lipsei de cărbune energetică.
Deci Federația Rusă, conștient, încearcă să destabilizeze situația internă în Ucraina, în perspectiva iernii, da? Pentru ca pe urmă să scoată foloase politici. Și aici eu nu m-aș fi entuziasmat prea mult în legătură cu faptul că noi am semnat contractul cu Gazprom. O frază doar vreau să spun. Există angajamentul Federației Ruse de a tranzita gazul prin sistemul de gazoducte ucraineni până la 2024 inclusiv. Dar dacă lucrurile vor evolua așa, deci pot apărea probleme serioase și pentru noi, în pofidă contractului semnat. Da, din păcate, așa este. Domnul Prăbulescu mai este la discuție cu noi doar 5 minute, prin urmare aș vrea să-i adresez următoarea întrebare. Credeți dumneavoastră, domnule Prăbulescu, că mai poate cineva demotiva Federația Rusă să aibă o altă atitudine, un alt comportament față de Ucraina? Nu vreau să zic să o demotiveze, să o atace repetat. Situația Ucrainei depinde de sprijinul pe care Uniunea Europeană și Statele Unite îl vor oferi. Rusia, după cum ați observat, a reușit în ultimii 10-15 ani să își creeze un suport, chiar să destabilizeze NATO. Mă gândesc în primul rând la situația din Turcia, dar și Ungaria. Gândiți-vă că astăzi ministrul de externe maghiar a primit de la Vladimir Putin o altă distinție rusească ca semn al prieteniei dintre cele două țări. Ungaria este o țară membră NATO și noi credem, mulți dintre noi credem că pe acolo se scurg o mulțime de informații care sunt importante. Deci avem o situație destul de complicată în momentul de față în Uniunea Europeană și asta ne împiedică să fim cu toată forța alături de guvernul de la Kiev pentru a-l sprijini. De asemenea, Statele Unite au un rol important de jucat, dar cum foarte bine explica domnul Andrei mai devreme, ceea ce încearcă Rusia este în primul rând să mobilizeze societatea ucraineană împotriva guvernului său. Satisfacția lui Putin ar fi să răstoarne guvernul instalat prin alegeri, prin manifestații, așa cum s-a întâmplat în 2014. Vă aduceți aminte că acele manifestații au fost pretextul pentru care a fost ocupată în mod ilegal Crimeea. În 2017, spre exemplu, apropo de atacurile Rusiei, în 2017, din cei 4 candidați cu șanse în alegerile prezidențiale din Franța, 3 erau într-un fel sau în altul legați de Vladimir Putin. Singurul care nu era Emmanuel Macron, despre care rețelele sociale, care știți foarte bine că sunt controlate din Rusia, au spus tot felul de lucruri numai pentru a-l destabiliza. Același lucru se întâmplă în momentul de față în Ucraina, deci este clar o încercare de mobilizare a societății împotriva guvernului, de distribuire de fake news-uri, de teorii ale conspirației, toate astea creează probleme suplimentare, dar eu sper că o să putem, pentru Moldova nu este mai simplu. Ucraina este o țară mare și complicată. E mult mai dificil să îi asigurăm suportul, cu atât mai mult cu cât știți că problema endemică care există în Ucraina nu a fost deloc rezolvată, discutăm despre corupție. Eu sper ca lucrurile să poată până la urmă să fie sprijinite, dar pentru mine e clar că Rusia nu se joacă în 2021. Este un fel de ultim moment în care poate să mai exercite o presiune și să rupă legăturile din interiorul Uniunii Europene, solidaritatea din interiorul Uniunii Europene. Apropo, țările care sprijină Rusia în interiorul Uniunii Europene, nu vorbesc deloc despre un război hibrid pe care Rusia îl duce împotriva Uniunii Europene, ci despre justificarea politicii antimigrație pe care au susținut-o întotdeauna. Eu vă spuneam, migrația va exista, n-ai cum să o oprești. Migrația este un dat și noi toți suntem mai târziu, undeva în istoria noastră, urmași unor migranți. Problema este cum o gestionezi. Ceea ce încercăm acum este să gestionăm această criză, pe câtă vreme adversarii noștri încearcă să creeze condiții pentru ca lucrurile să degenereze. Iar Ucraina este într-adevăr
pionul slab unde pot într-adevăr să intervină, profitând de situația socială și economică de acolo. Da, domnule Părvulescu, vă mulțumesc foarte mult pentru această discuție. O seară liniștită în continuare. Pomenea domnul... Am o întrebare retorică. Da, dar cum ar fi reacționat, de exemplu, Rusia dacă vreo 200 de milioane de chinezi ar fi decis să devină migranți în Rusia? Bună întrebare. Așa. Da, vă spuneam că domnul Părvulescu a pomenit despre acea distinție pe care a primit-o un demnitar de la Budapesta, distinție rusească, pomenea despre prietenia dintre... Deci, dacă îmi permiteți, Rusia foarte eficient promovează politicile de vide et impera. Inclusiv această criză migranților la frontiera Uniunii Europene, teoretic ar putea să consolideze pozițiile partidelor eurosceptice în interiorul Uniunii Europene de dreapta, da? Radicalizarea dreptei, ceea ce iarăși va fi un atac din interiorul Uniunii Europene asupra celor valori care stau la baza Uniunii Europene. Deci aici jocul este perfid, e de lungă durată și are mai multe aspecte, componente. Deci, prin urmare, aici nu ne rămâne decât și noi. Eu de ce sunt atât atent la ce se întâmplă în Ucraina? Deoarece Ucraina, prin amplasarea geografică, ne protejează pe noi. Și eu încă n-am uitat anul 2014, când era pus la cale proiectul Novorosia cu Republica Bugeac în sud, da, și totul era de gata, inclusiv în Republica Moldova, agentura s-a activizat. Am avut noroc că Ucraina a rezistat. Da. Da, aici a fost o leacă de mobilizare, mai puțin public. Deci, și noi trebuie să fim conștienți de aceste riscuri, deoarece, cum am spus eu, nimic nu este definitiv și deocamdată nimic nu este pozitiv. În sensul ăsta, trebuie să înțelegem riscurile și să încercăm să găsim remedii împotriva lor, pentru diminuarea lor. Da. Ce este pozitiv și ce este negativ în relația, de exemplu, Chișinău-Moscova? Vreau să discutăm în continuare în contextul în care, domnule Reniță, astăzi se împlinesc exact două decenii, 20 de ani, din momentul în care la Moscova Vladimir Voronin și Vladimir Putin au semnat acel tratat de bază de prietenie și cooperare între Republica Moldova și Federația Rusă. Vreau să vă întreb, iată, în aceste două decenii de existență acestui tratat, cât de mult a ținut cont Federația Rusă de prevederile acestui tratat de bază și cum a tratat cel de-al doilea stat românesc Federația Rusă în acești 20 de ani? S-a condus exclusiv de acele prevederi, prietenie, cooperare, frățească? Deci... Nici nu știu cum aș putea să vă răspund mai bine decât faptul că Rusia, într-adevăr, rămâne o foarte mare necunoscută și atunci când marchizul de Custen a fost în Rusia în secolul XIX și a scris Nicolaevskaya Rus, pe la 1839 și a fost toată viața, cum se zic, persoana numai non grata, el acolo a spus foarte multe lucruri și inclusiv ceea ce țin minte foarte bine, că ei pot semna orice tratat, oricum nu-l respectă. Și la fel spune acest marchiz că Rusia lui Nicolaevskaya, a lui Nicolae, este sclavul care șede în genunchi, dar visează să domine toată lumea. Deci, cred că nu ne strică ca să înțelegem și noi. Iar aici o spun foarte franc, nu există, cred că, nici un cetățean din Republica Moldova și nu numai din Republica Moldova care nu ar vrea să aibă relații bune cu Federația Rusă. Evident că le dorim și noi chiar avem, cred că fiecare se gândește că modelul nostru ar fi noi dăm două păci Federației Ruse, dar ei să ne dea măcar una nouă. Lucrurile nu merg așa, din păcate. Și atunci, dacă ați ridica numai tratatul în aceste două decenii, dacă am face o trecere în revistă, noi ne-am speriat, de fapt, la câte atacuri a fost supusă Republica Moldova ca să rămână în continuare sub influența Federației Ruse. Și vă dau din acest tratat, există un singur articol ca să fie înțeles cât mai bine de telespectatori, articolul 5. În articolul 5 acolo scrie... Îl citez. Fiecare dintre înaltele părți contractante se va abține de la orice acțiuni care ar cauza prejudicii celelalte
părți contractante, suveranității, independenței și integrității ei teritoriale. Părțile condamnă separatismul sub toate formele lui de manifestare și se angajează să nu sprijine mișcările separatiste. Exact articolul 5. Exact. Asta și-am vrut să zic. Uitați-vă, dacă acum am avea analiști și în primul rând aceste instituții și ale Academiei, care ar trebui să furnizeze pe ore, nu pe zile, această cronică a evoluției relațiilor, ca să înțeleagă toată lumea, fiindcă noi nu avem ce ascunde. Chiar azi mă uitam că unul din consilierii din Comisia Interetnică a Kremlinului, care este la președinte, zicea că relațiile noastre cu Moldova sunt foarte incerte și Moldova și Republica Moldova și Federația Rusă nu și-au spus multe lucruri unii altii. Deci clar că noi ar trebui să spunem ce avem, fiindcă cam după primul parlament unde există declarația de independență, unde s-a spus cam tot ce am avut de spus în relațiile noastre, nu s-a prea spus. Și Moscova, cred că acum tânjește și așteaptă să asculte vocea de la Chișinău, în primul rând, clar, vocea oficială, în care să li se spună dacă ce a fost în acești 20 de ani. Cine a încurajat aici separatismul? Cine scria texte pentru cei de la Comrat? Ați văzut că veneau sintagme de gata, teze de gata. Cine era președintea Republicii Moldova și ducea textele pentru aprobare la întâi la Ambasada Federației Ruse și pe urmă la Moscova, ca să poată să coordoneze într-un context? Știți că cuvântările lui Dodon erau duse la Moscova și aprobate pentru ceea ce va vorbi la München, ceea ce va vorbi la New York și așa mai departe. Deci aceste lucruri sunt foarte serioase și dacă noi, Republica Moldova, care vrem cu adevărat să avem relații bune, dar noi nu suntem în relații de vasali. Noi nu suntem, că servilismul în politică, în ansamblu, să știți că peste tot este desconsiderat. Chiar dacă este o țară din trei oameni, dar dacă acești oameni au demnitate, ei sunt respectați. Dar dacă ei sunt serviți, atunci nu au, cum să zic, pondere într-un context de corectitudine și așa mai departe. Eu cred că toată politica asta care s-a făcut timp de 20 de ani în relațiile cu Federația Rusă, niciodată nu a avut în ea elementul demnității în care reprezentanții noștri se poată să discute foarte clar ce vrem noi. Fiindcă vreau să spun clar, de ce balticii au reușit azi să fie și Uniunea Europeană și NATO, fiindcă ei de la bun început au spus ce vor și au spus că drumul lor mai departe este de relații bilaterale cu Federația Rusă, dar numai atât. Noi până azi încă plutim dintr-o parte în alta și dacă aveți posibilitate și recomand tuturor, citiți ce batjocură a fost azi am citit eu interviul lui Venedictov cu ministrul nostru de externe, făcut interviul la Moscova. Da, cu două zile a fost acel interviu. Două zile. Da. A ajuns la mine azi. Vreau să atrag atenția la alt aspect al acestui tratat. Tratatul a fost semnat la 19 noiembrie 2001 și a intrat în vigoare la 13 mai 2002, după ratificare. Da, e adevărat. Tratatul a fost semnat în perioada de euforie, când domnul Voronin, la 25 februarie 2001, Partidul Comuniștilor a obținut 71 de mandate și domnul Voronin considera că el poate rezolva toate problemele, inclusiv problema transnistreană. Mai puțină lume ține minte rușinea din 16 mai 2001, când domnul Voronin s-a dus la Tiraspol și a semnat niște documente cu așa zisul lider separatist, criminalul Igor Smirnov, în care, deci inclusiv, exista clauză că va fi examinată problema recompenselor plătite de Republica Moldova pentru actul de agresiune din 92. Sunt documente. Da. Dar dacă vorbim despre acest tratat, trebuie să revenim în ziua de 8 mai 1997 la Moscova, când a fost semnat memorandumul cu privire la normalizarea relațiilor dintre Republica Moldova și Transnistria. Apropo, memorandumul Primakov? Da, memorandumul Primakov. În acel memorandum Primakov erau fixate norma cum că
Federația Rusă este unul dintre mediatori. Și culmea culmelor, Federația Rusă este garant al înțelegerilor ce urmează să fie atinse între părți. În același memorandum era prevăzut confederalizarea Republicii Moldova, adică lichidarea statului, și crearea unei confederații contractuale între doi subiecte egale. Aici o mică paranteză, deci, vă rog, ca să fie clar și pentru mine și pentru telespectatori. Reieșind din acel memorandum Primakov, astăzi Federația Rusă, din punct de vedere legal, juridic, are această calitate de garant și mediator? Sigur că memorandumul nu are putere juridică. Este, nu este un document ratificat de Parlamentul Moldovei, dar îl găsiți și pe site-urile pretinse oficiale din Transnistria. Și eu repet, noțiunea de mediator și garant a intrat în tratatul oficial care a fost ratificat de Parlamentul Republicii Moldova. Și acest memorandum Primakov, dacă doriți, îl găsiți în programul Partidului Socialiștilor, adoptat la Congresul 16 din 30 decembrie 2020. Partidul Perdanților a introdus angajamentul de a rezolva problema transnistreană în baza memorandumului Primakov, ca să placă stăpânilor și donorilor de la Kremlin. În tratatul din 19 noiembrie 2001 mai este încă o normă de a dezvolta relațiile dintre regiuni. Și norma aceea a fost special introdusă pentru ca concetățenii noștri de la Comrat, unii din ei, să-și facă mendrele, deci inclusiv Irina Vlah, care la 22 martie 2005 a fost practic impusă de Kremlin în calitate de bașcan, în calitate de agent rus de influență. Da? Prin urmare, domnul Voronin, fiind un om absolut nepregătit, a semnat acest tratat fără ca să-și dea seama ce face. Alta este că deci Republica Moldova timp de din 91 încoace n-a avut o guvernare care să aibă o politică consecventă în raport cu Federația Rusă. Nu de războire, dar de abordarea la masa de negocieri. Astăzi există? Eu consider că s-a făcut primii pași. Sper. Dar bă, sunteți mulțumit de prestația domnului ministru Popescu la Moscova? A mers cu temele pregătite? A fost suficient de tranșant în formulări, în mesaje? Eu vă recomand să-l invitați în studio pe domnul Popescu. De ori. Deci, din păcate, îl mai așteptăm încă. Deci, eu acolo n-am fost, eu am văzut tot ce a văzut toată lumea pe site-urile Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene. Da, reieșind din ceea ce e public, sunteți deci, mulțumit. Da. Este evident că se încearcă inițierea unui dialog. Care sunt limitele acestui dialog? Rămâne de văzut, deoarece eu personal consider că Rusia nu va renunța la ceea ce ea deja controlează. Deci statutul său de mediator și garant, da? Controlul asupra Transnistriei și ideea de a impune federalizare care obține o valoare suplimentară în situația când ea același model încearcă să-l impună și Ucrainei. Deci ceea ce s-ar încercat în februarie 2019 prin Igor Dodon la München, deci conferința în problemele securității, soluția comprehensivă pentru Moldova, s-a încercat promovarea unei idei care ulterior urma să fie aplicată și pentru Ucraina. Prin urmare, deci aici cu adevărat tratatul acela aparține trecutului, cu adevărat Federația Rusă a sfidat când i-a trebuit orice tratat și orice, inclusiv acordul cu privire la liber schimb în CSI din 2012. Exact. Mă întreb ce mai căutăm noi în CSI dacă deci, nu sunt respectate inclusiv... Și în baza căror norme internaționale Federația Rusă a introdus embargouri împotriva Republicii Moldova. Deși în articolul 8 se spune al acestui tratat de prietenie. Părțile nu vor aplica măsuri discriminatorii una față de alta în relațiile economice reciproce. Eu am o atitudine inițial ironică față de acest document. Da, este evident ce a vrut Federația Rusă să obține, care sunt acolo acele cârligi în care se zbate Zelenski și echipa lui, da? Deci și noi suntem într-un cârlig, dar realitatea este de așa natură că Federația Rusă nu respectă aceste tratate și respectiv noua guvernare de la Chișinău urmează să mențină un dialog tranșant cu Federația Rusă în ideea de a obține maximum posibil pe calea dialogului. Și eu, în acele comunicări
puține pe care le am cu unele persoane din Rusia, am încercat să le atrag atenția la următorul fapt, că voi trebuie să înțelegeți că la Chișinău, în Republica Moldova, s-a schimbat nu numai guvernarea, s-a schimbat generațiile. Și prin urmare, voi cu ideile voastre din trecut, cu COZAC, cu memorandumuri COZAC, cu federalizări, ați rămas în trecut. Gata. Pagina aceasta e întoarsă. Și lucrul ăsta trebuie să fie spus în toate, pe toate căile de comunicare cu Federația Rusă, că Federația Rusă să-și dea seama că aceasta este, să spunem așa, un scenariu irealizabil. Da, foarte scurt, mai avem două minute, le împărțim frățește. Chiar sunt curios, domnule Nantoi, dacă ați fi fost în locul domnului Popescu la Moscova la întâlnirea cu Lavrov, ce i-ați fi spus dumneavoastră atunci când vine vorba despre interesele Republicii Moldova? Tranșant, ce mesaje tranșante i-ați fi transmis? Într-un minut, în societatea moldovenească nu există rusofobie, să spunem așa. Federația Rusă are toate șansele să aibă relații normale cu Republica Moldova, dar există o listă de probleme care de la simplu la complicat trebuie să le rezolvăm. Și cea mai gravă problemă este sigur că prezența ilegală militară a Federației Rusă. Din câte am înțeles, s-a discutat problema utilizării munițiilor. Poate măcar pe calea asta se va mișca ceva. Dar eu sunt de acord că n-avem nimic de câștigat promovând dodonismul. Dă-mi bani și eu îți vând țara. Domnule Răniță? Aceeași întrebare? Da. În primul rând, ceea ce am spus din 90, să-și ia armata de aici asta, și să nu vină COZAC să ne spună că asta e o problemă internă. Dacă este o problemă internă, atunci e altă chestiune. Este, lumea nu știe, dar acest depozit de muniții de peste 22.000 de tone este o bombă pentru toată regiunea, nu numai pentru Republica Moldova și Ucraina, mai ales că e aproape de Dnestru și totul se duce în Marea Neagră. Și la fel să poată să înțeleagă foarte clar că noi nu suntem nici la 1812 și nici la 28 iunie 1940. Noi avem, spre deosebire de ceea ce și ei imaginează, avem Uniunea Europeană, care este un partener de încredere, și avem România, care este patria noastră. Și spre deosebire de alții care nu au o patrie, noi o avem. Și ei trebuie să înțeleagă că acest drept este și natural, și istoric, și legitim ca noi să fim în spațiu european și, așa cum scrie în declarația de independență, în spațiul nostru etnic. Al devenirii noastre naționale. Vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la această emisiune. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Noi ne revedem deja săptămâna viitoare. Până atunci, toate bune și un sfârșit de săptămână cât mai reușit. Seară liniștită!